Liderul PAS, Maia Sandu, a criticat dur hotărârea Curții Constituționale de a valida alegerile prezidențiale. Aceasta consideră că în sesizarea depusă au oferit suficiente argumente în favoarea anulării rezultatelor scrutinului și organizarea alegerilor repetate, însă, potrivit ei, înalta curte a preferat să respingă contestația, invocând diverse motive neîntemeiate. Refuzul Curții Constituționale și a instanțelor de judecată de a examina cererile noastre au dus la faptul că am fost lipsiți de un control efectiv asupra valabilității sau fraudării alegerilor. Prin aceasta, autoritățile menționate au contribuit la acoperirea fraudelor electorale. Maia Sandu susține că magistrații nu au examinat minuțios fiecare probă prezentată în sesizarea depusă de PAS în privința limitării votului din diaspora. S-a estimat numărul total de buletine de vot și numărul total de secții de votare și s-au pierdut din vedere cazurile individuale care demonstrează organizarea proastă a alegerilor peste hotare. Unde puteau să voteze moldovenii din Irlanda și Marea Britanie după ce s-au terminat buletinele de vot? Curtea nu a menționat acest lucru, dar s-a referit doar la Italia, țara în care au fost deschise cele mai multe secții de votare. Consider că în acest caz, curtea a fost părtinitoare și, de fapt, a adus argumente în favoarea încălcării dreptului la vot. A provocat o nedumerire și refuzul curții de a examina probele care demonstrează și fraudarea voturilor din stânga Nistrului. Probele video, Curtea Constituțională nu le poate examina. Asta spune pentru că nu are instrumente. Ne întrebăm dacă ar trebui să creăm poliția PAS sau poate să semnăm un contract, să încheiem un contract cu FBI-ul pentru ca să putem să prezentăm probe Curții Constituționale. Reamintim că în hotărârea de validare a alegerilor prezidențiale, Curtea Constituțională a constatat și mai multe încălcări, însă a considerat că acestea nu au putut influența asupra rezultatului scrutinului. În acest sens, Curtea a adoptat 6 adrese Parlamentului prin care recomandă legislativului să modifice legislația electorală în vederea lichidării lacunelor depistate.